parolă descărcată, banală, exact, și descărcată de sensul. Ne uităm la toate filmele americane în care există acest automatism, o zi bună, te iubesc, bună, te iubesc. Nu, și eu am fost tânără și am iubit și nu mi-e rușine de niciuna din iubirile mele. Foarte frumoase, nu toate terminate cu bine. Nu, iarăși, nu banal ce spun. Citind aceste 40 de legi ale iubirii, cred că recuperăm esența unei experiențe. Păi ce faceți, doamnă, mă lăsați să vă aștept? Cât? Deja putea să cumpărați. Da, și eu, dar asta mă gândeam. Nu, da. Am stat nu știu cât. Vreau să cumpărați o carte în seara asta. O să cumpăr, sigur. Bineînțeles. Obligată. Vorbeam acum de cele 40 de legi ale iubirii. O carte... Vreau să vă spun așa, pe scurt, pentru că eu chiar nu vreau să vă povestesc această carte, dar vreau, dacă aveți un ban în buzunar, vreau să luați această carte. Mă chinui să o citească și Fimiu, care are 16 ani. Și nu știu cum să-i spun că în cartea asta nu mă va auzi pe mine, care top la cap cu toate cele. Va auzi șoapta adevărată a iubirii. Nu cred că există acum pentru mine și pentru orice om care poate traversează și postul, care poate traversează obstacolele postului. Nu există post al Paștelui fără încercări, fără suferință, fără revoltă, fără chin. Cartea asta e ca un fel de balsam. Este tulburătoare. Aici o să aflați cine este Rumi și ce face Rumi, ce a făcut el. Aici o să aflați cum există aripa și miracolul celuilalt. Că celălalt poate să fie celălalt femeia, celălalt bărbatul, că celălalt poate să fie un luminat, o minte strălucită care să te ducă cu ea mai departe, chiar dincolo de limitele și de putințele propriei personalități, este fabulos. Datorită acestei cărți, mi-am luat bilet și am plecat la Istanbul cu cea mai bună prietena mea, care este directoarea postului de radio Europa Liberă pentru Moldova, critic de film, ca să vedem dervișii. Am plecat ca să văd ce înseamnă acel zbor rotitor, ce înseamnă acest gest al lor cu mâinile între cer și pământ, ce înseamnă transa lângă mine la vedere. Nu știu dacă știți, dervișii sunt cei care au un dans ritualic, vin îmbrăcați cu niște pelerine negre, foarte simplu în fața spectatorilor, într-un anumit gest ritualic, cu anumiți pași. La un moment dat există o muzică, în general de percuție, tobe, suflători, tot o muzică ritualică. La un moment dat își dau jos aceste veșminte și rămân cu niște fuste albe. Și în ce este foarte interesant la acest dans, care la un anumit semnal muzical, există cineva în centru, inițiatorul dansului, dar pe rând fiecare din grup devine centrul, axis mundi, are accesul la a fi cel din tâi, la cel care dă tonul. Și în grupul dervișilor există întotdeauna și copii, oameni foarte tineri, senzația mea a fost să mă duc să-i țin. Deci dansul dervișilor începe foarte, foarte lent, și se învârtesc între cer și pământ, minute în șir, ca într-un miracol fabulos la vedere. Te întreb cum e posibil așa ceva?
Te întreb ca om, cum nu cad, cum nu amețesc, cum nu le vine rău. Dar miracolul este cel al iubirii. Fără doar și poate. Și am să vă citesc doar o propoziție. Atât, nimic mai mult. Bucuria și frumusețea stau în ochiul privitorilor. Toți vom urmări același dans, însă fiecare îl va vedea altfel. Asta este și povestea cărților. Toți citim, poate, aceeași carte. Toți vedem, poate, același lucru, același detaliu. Dar el cade, se decriptează, se deplorifică cu totul altfel în noi. Fiindcă fiecare din noi vine cu povestea lui, cu experiențele lui, cu momentul lui, cu starea lui. Și dansul dervișilor roditori înseamnă cea mai frumoasă aventură în lumea descoperirii esenței iubirii, devoțiunii, abandonului și cea mai frumoasă călăuză pe care sau pe care avem nevoie și în momentele foarte frumoase și în momentele foarte, foarte grele. Eu vă propun ca aripa acestui dans și fustele dervișilor roditori să vă însoțească miracolul de miercurea viitoare, de bună vestire, când Arhanghelul Gabriel a vestit-o pe Fecioara Maria că în pântecele ei se află pruncul Iisus. Și îmi amintesc în 1993, după ce o facultate întreagă învățasem despre abstracte picturi, nu aveam pașaport, nu puteam pleca niciunde să vedem despre ce învățam. Am ajuns la Florența cu o bursă, am mers la Biserica San Marco și am ajuns în chilia lui Fra Angelico pentru că mi-am dorit din tot sufletul să văd Buna Vestire pictată pe pereții chiliei lui, al acestui preot luminat de sus, pentru că am vrut să văd cum există într-un loc al unui tip de captivitate, sigur, acceptată de bunăvoie, asumată de bunăvoie, cum există lumina divină, pastelul culorilor, gingășia acestei lumini din Buna Vestire pictată de Fra Angelico, repet, pe peretele unei mănăstiri de undeva din Toscana. Vreau să vă vorbesc despre un autor pe care îl ador și care se numește Amos Oz. Nu mă deranjează dacă cineva vrea să plece, nu vreau să fiți captivi ai librăriei bizantine. Vreau doar să nu plecați fără să cumpărați o carte. Fiindcă sunt librar astăzi și dacă nu vând, îmi pierd slujba. Îmi pierd slujba și am zis amul aia, ce șansă pentru mine. Vreau să vă vorbesc despre un autor, repet, pe care îl ador. Librăria Humanita s-a organizat exact în ziua decernării premiilor Nobel, o seară, o lansare a ultimului roman al lui Amos Oz, Între prieteni. Vă anunț că aici mai sunt doar două volume de Între prieteni. Deci, atenție, cine va fi primul la rând, va lua o carte. Tristă. O carte dureroasă. Dar atât de frumoasă, cum nu aș vrea să vă povestesc. Amos Oz e unul din cei mai mari scriitori pe care îi avem. Noi am organizat atunci la Humanitas această lansare pentru că eram siguri că Amos Oz o să ia premiul Nobel și am cumpărat șampanie, ne-am făcut ceaiuri de toate felurile, sucuri bune, cu rodie, să-l sărbătorim pe Amos Oz. N-a luat Amos Oz, dar lansarea noastră a fost una din cele mai frumoase pentru că a venit atâta lume care îl iubește pe Amos Oz.
parte fuseseră la conferința de la Ateneu pe care Gabriel Liceanu a avut-o cu Amos Oz. Este o personalitate răvășitoare. Este un om care a, evreu, care a trăit 37 de ani într-un kibbutz. Am fost în Israel și am vrut să văd un kibbutz. Ți-aduce aminte că am fost împreună. Am vrut foarte mult să văd un kibbutz pentru că, așa cum scrie Amos Oz, să trăiești 37 de ani în rigoarea unui kibbutz, acolo unde nu există eu, există toți. Rigoare, disciplină, ceva de neîncălcat, o lume oarecum închisă, o lume în care toți muncim pentru ceilalți și ceilalți pentru mine. La intrarea în kibbutz, familia își dă practic toată averea, ieșirea din kibbutz e, cum s-ar zice, cu cântec. 37 de ani, acest om a trăit în kibbutz. La 12 ani își pierde mama. În cartea asta, poveste despre dragoste și întuneric, ca și în Pantera din Subterană, în amândouă, filonul autobiografic, care există, evident, topit în orice fel de roman. Nu există o carte în care autorul să spună nu sunt risipit în povești, în stări, în relații. Toate sunt topite și amestecate și nici nu are importanță dacă X e Y sau dacă Z e X. Are importanță impactul. În aceste două cărți, Pantera din Subterană și Poveste despre dragoste și întuneric, veți întâlni un om, un puști mai întâi și apoi un om Doamne ajută! Acum o săptămână am fost foarte invidioasă pentru că eu aveam o emisiune la Radio Trinitas și părintele Marchis și cu Pleșu erau aici și s-au supărat pe mine îngrozitor că între lansarea lor cu mănăstirile din Oltenia și Radio Trinitas, eu am ales Radio Trinitas. Asta ca o paranteză. Deci Amos Oz vorbește despre o copilărie mai degrabă a întunericului. O copilărie în care, de pildă, biblioteca tatălui este o aventură, este un tărâm și interzis, și apropiat, și îndepărtat. Fiecare carte înseamnă un zbor aproape interzis, într-o lume în care moartea este la niciun metru. Se moare sub ochii lui, la colțul străzii, îi mor prietenii, sunt împușcați copii într-un Ierusalim al celor mai mari tensiuni, al celor mai mari, poate, neînțelegeri. Pantera din Subterană arată imaginația salvatoare a unui copil care își fabrică o poveste ca aceea din La Vita e Bella, în care tatăl, cum să spunem, în minte nu putem să spunem. Face un joc, creează o întreagă poveste în care nu există moarte, există un concurs pentru care luptăm, pentru ca viața să fie frumoasă. Și una din cele mai mari orori ale lumii, Auschwitz-ul și acea captivitate, se transformă chiar într-un joc care îl păzește pe acel copil de cele mai mari orori. Așa se întâmplă cu băiatul ăsta care își face în imaginația lui un joc, exact un joc, care îl salvează de ce este urât, îl salvează de acest dincolo de noi, față de care n-avem nicio putere, nicio posibilitate de a interveni, de moarte, îl salvează de moartea mamei, pe care nu poate să o ierte. Mama lui moare când el are 12 ani și așa începe drumul kibbutzului și așa începe un tip de experiență foarte dură în care nu mai regăsește tandrețea.
Amos Oz astăzi locuiește în Ierusalim, într-o căsuță frumoasă, dar modestă, iar în curtea grădinii lui există viață, există un copac. În fiecare răsărit de zi, chiar dacă scrie sau nu, dar este un om foarte, foarte disciplinat și scrie aproape în fiecare zi, în amestecul de întuneric și lumină, de dragoste și viață și moarte, privește acest copac. Acest copac îi spune, mergi mai departe. Acest copac îi spune, viața merită. Prețuiește-o. Cum spune Iisus, nu vă fie frică. Bucurați-vă, nu vă fie frică. Vă aduceți aminte, în anii 80, Papa Ion Paul al II-lea, în semn de sprijin pentru mișcarea Solidaritatea din anii 80 din Polonia și față de Carta 77, n-am avut parte nici de Solidaritate, nici de Carta 77, am avut parte de câțiva dizidenți, nu de o mișcare. Papa merge în Polonia și sub balconul hotelului unde era găzduit s-au strâns mii și mii de oameni. Ar fi putut să nu iasă. Papa, până la urmă, este un șef de stat. Papa este o instituție și politică. Dar venise tocmai ca să-și arate sprijinul și pentru Solidaritatea și pentru Lech Walesa, iese la balcon și spune în puterea nopții, făcând semnul binecuvântării, nu vă fie frică. Cred că a fost un moment crucial pentru Solidaritate, pentru Polonia și chiar pentru mersul mai departe al istoriei noastre, țărilor din Est și Centru. Amos Oz pentru mine chiar înseamnă omul care știe să fie, în sensul cel mai frumos, servitorul cuvântului. Omul care înțelege că viața poate fi o clipă, pentru că a trăit într-o țară în care viața este o clipă, dar viața noastră a tuturor este o clipă și clipa, cât ar părea de ciudat, trece repede, exact ca o clipă. Amos Oz pentru mine face parte din rasa nobilă și rară a marilor intelectuali ai secolului în care trăim, acolo unde eu îl regăsesc pe Daniel Barenboim, un evreu din Argentina, care face în secolul 21, în ciuda tuturor normelor, războaielor și tensiunilor, o orchestră de tineret în care cântă umăr la umăr, fără gloanțe, fără ură, tineri palestinieni, izraelieni, în care nu există decât miracolul divinității și al muzicii, o orchestră care circulă peste tot, pentru că are pașaport semnat de regele Spaniei. Această familie a marilor spirite ale secolului nostru ne salvează de la nimicnicie, de la deșertăciune, de la rătăcire, ne salvează de la neștiința iubirii, ne salvează de la depresie, de la lamentație și ne învață că spiritualitatea, că spiritul există în noi. Și tot în noi există puterea de a găsi lumina pe care să o întoarcem acolo unde întunericul din noi poate deveni stăpân. Deși sunt cărți, repet, cum este între prieteni, o suită de mici povestiri din kibuț, mici povestiri cu câteva fragmente de viață din câteva familii din kibuț. Acolo există pentru mine o mare durere, pentru că am mizat în viața asta și am să mizez până la capăt pe prietenie.
chiar și în prietenie poate să existe o enormă deziluzie și poate cea mai mare dezamăgire, exact cum există ratarea. Cine ratează? Cine are șansa de a fi altfel, de a fi ales? Altfel, ratarea nu există. Nu ratăm noi mediocri, ratează aleșii. Așa este și cu prietenia. Cine încearcă, ratează. Exact. Exact. Este ca o poveste într-o șoaptă, o șoaptă dureroasă despre neputința din noi. Dar și în cartea Între prieteni există, în tulburarea interioară, șansa luminii. Pentru că în fiecare om, dincolo de lașitate și neputință, există o rază care tot într-o clipă te poate întoarce și te poate aduce față de acea ipostază ta luminoasă și divină. O să mă înscriu, mă scuzați că intervin, o să mă înscriu pentru carte sau aceasta și... Între prieteni sau... Nu, despre dragoste și... Da, luați-o. Dar nu știu unde... Da, e aici, în... Așa, păi poate vrea să plece. Și cu dedicație, nu vreau să plec. Dedicația, îl așteptăm pe Amos Oz când vine și ne dăm întâlnirea amândoi. Când vine Amos Oz, avem martor și mergem să luăm dedicație de la el. Merită. Îl aștept în continuare. Sigur. Foarte tare. Sigur. Și fac presiuni la editura Humanitas. Dacă vreți, fac și eu. Da, vreau. Să revină. Așa era vorba, să revină. A luat premiul Ovidius. A luat premiul Ovidius, a fost la Ateneu, dar asta nu înseamnă că n-ar trebui să mai vină. Pentru că eu cred că... N-ar trebui să ia și Nobel. Da, eu așteptăm. Dar când anul ăsta a fost... Anul ăsta a fost din nou nominalizat. Vreau să vă mai... Mai am aici multe cărți, nu vreau să vă plictisesc, nu vreau să mă lungesc, nu vreau să vă țin peste... De am spus, cine vrea să plece sau nu mai are timp, nu o să iau deloc. Ca, sunt realmente foarte fericită că suntem în seara asta aici împreună și pot să vă spun ceva din povestea vieții mele, din experiențele mărunte ale mele. Am înțeles că a mai fost prezentată cartea lui Vodolaskin, Laur. Da, da, chiar am cumpărat. Dar poate că se întâmplă ca cineva de aici să nu fi fost atunci. Este o carte care a circulat mult înainte să apară între câțiva. Acest tip, care este cam de vârsta mea, poate puțin mai mic, deci până în 50 de